Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care ați fost prezenți în această seară și înainte de a încheia vreau să vă spun că în ciuda indiferenței generale, în ciuda acestui program de memoricid, cum spunea maestrul Dan Puric, la care este supusă societatea românească și în special tineretul și copiii acestei țări, să nu pierdem nădejdea, pentru că ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este întotdeauna cu putință. Și am această conștiință și am învățat-o de la oamenii pe care i-am comemorat în această seară, că societatea civilă, adevărata societate civilă, nu cea plătită cu banii dubioși veniți din afară, de pe la tot felul de fundații pentru societate deschisă. Societatea civilă creștină, identitară, națională, întemeiată pe valorile mărturisitorilor din temnițele comuniste, va putea, prin efortul nostru al tuturor, să aducă la sufletele copiilor noștri, care se află azi într-o teribilă restriște, fiind supuși la terorismul acesta mediatic, sufletesc, va putea să aducă la sufletele lor mărturia acestor candele vii care au fost Constantin Iulian, Gheorghe Jijie, Ion Gavrilo Ovoranu, Părintele Adrian Făgețeanu și toți cei care împreună cu ei au pătimit în munți sau în temnițele comuniste. Vă mulțumesc încă o dată și urmăriți paginile noastre pentru a fi la curent cu noile evenimente pe care le vom organiza. Dumnezeu să ne ajute!